Municipiul Deva are începând de astăzi un nou primar. Lucian Ioan Rus a depus astăzi jurământul, la fel și noi consilieri locali ai reședinței de județ. Ceremonia de învestire a avut loc într-un cadru elegant, în sala mare a Teatrului de Artă Deva, în prezența a sute de deveni, parlamentari, europarlamentari, miniștri, primari din mai tot județul, colegi de partid, prieteni și familie. Ceremonia a debutat cu intonarea imnului României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adâncire, barbarii de tirani, barbarii de tirani. Rând pe rând, consilierii locali ai Devei au urcat pe scenă și au jurat cu mâna pe Biblie că vor face tot ce le stă în putință pentru binele acestei comunități, iar mai apoi primarul Devei, Lucian Ioan Rus, a depus același jurământ. Subsemnatul Rus Lucian Ioan, primar al municipiului Deva, județul Hunedoara, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Deva. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Îl cunosc pe Lucian Rus de peste 20 de ani. De peste 20 de ani suntem colegi. Suntem colegi de aproape 2 ani în Guvernul României. Rog, până mai de una zi, Lucian a câștigat încrederea dumneavoastră a locuitorilor municipiului Deva și vă mulțumesc și de astăzi înainte este primarul locuitorilor municipiului Deva. Și pot să vă spun că Lucian Rus este un om harnic, este un om de cuvânt, este un om pentru oameni, este un om modest. Este un om care, așa cum își iubește foarte mult familia și îi salut cu mult respect pe părinții lui Lucian Rus, prezenți aici, dar și pe soția distinsă, doamnă Rus, și cei doi fii ai săi, la fel își iubește și respectă pe toți cetățenii municipiului Deva. Și cred că faptul că astăzi aici suntem împreună din diferite medii de activitate înseamnă de asemenea respect pentru tine, Lucian. Mă bucur să văd în sală și pe reprezentantul Guvernului, domnul secretar de stat Nițulescu Casian. Alături de Casian, Lucian, ați reprezentat cu cinste Guvernul României și sunt convinsă că alături de echipa ta minunată de consilieri locali, dar de toți locuitorii municipiului Deva, vei rămâne același om, simplu, modest, același om care va răspunde tuturor apelurilor și va fi un om care îl vom întâlni foarte des în mijlocul locuitorilor municipiului Deva și sunt convinsă că vei fi un primar bun. Alături de noul primar al Devei, Lucian Rus, a fost încă de la început președintele PSD Hunedoara și al Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Niciodată, dar niciodată, nu consider o victorie istorică pentru Partidul Social Democrat. Consider victorie istorică pentru cetățenii unii urbi, fie a comună, oraș sau municipiu. Pentru ei consider victorile, nu pentru noi ca partide. Când noi ca partide ținem cont numai de interesul nostru și nu de interesul cetățenilor, înseamnă că putem merge acasă să ne cumpărăm o turmă de capre, să vedem de ele, să ne lăsăm de politică. Sper din tot sufletul ca votul covârșitor pe care devenim laudat nu este
pentru o persoană sau împotriva Devenea au dorit o schimbare. Și le-am spus-o și astăzi la consilieri să țină cont că Devenea, într-un mandat care a trecut, a fost sătui de șovăiel, de fel și fel de intrigi băgate, de certuri în cadrul Consiliului și vreau de la ei să facă altceva. Dacă cu patru partide care au fost în legislatura trecută a fost atâtea greșeli, mă gândesc cu șapte, acum poate ar fi mai puține. Să sperăm din tot sufletul că toți care au depus astăzi jurământul l-au depus cu bună credință pentru cetățenii din Deva și nu pentru un partid politic. Emoționat, dar încrezător în forțele proprii, Lucian Rus a declarat că începând de acum, împreună cu devenii, acest oraș va putea fi reconstruit. Este șansa noastră a devenilor de a putea să ne spunem cuvântul și așa cum am spus mai devreme, aceste lucruri vreau să se întâmple împreună. Pentru că eu singur, Lucian Rus, nu voi putea face doar eu aceste lucruri să devină realitate. Împreună cu colegii consilieri locali și aici vorbind indiferent de partidele politice, împreună cu colegii din primărie, din administrația locală și împreună cu fiecare devean, cred că împreună putem reconstrui orașul nostru. Putem să-l ducem acolo unde este locul și cred că de energia noastră și de efortul nostru comun va ține succesul sau insuccesul în următorii 4 ani de zile. Pentru că nu este vorba despre mine, este despre Deva și despre Deveni. Și cu Dumnezeu înainte și cu Dumnezeu în suflet, aceste lucruri putem să le facem. Ce a fost bun, preluăm și continuăm. Ceea ce n-a fost bun, schimbăm, dar ceea ce este important este că plecăm cu o dorință de a schimba lucrurile și de a le face așa cum trebuie și pentru Deva și pentru Deveni, pentru că Deva este acasă.